O româncă de 62 de ani stabilită în Spania a crezut că viața ei se va schimba când pe TikTok cineva i s-a prezentat drept Brad Pitt. A ajuns să creadă că între ea și actorul de la Hollywood este posibilă o poveste de iubire. În realitate, individul era doar un escroc interesat de banii ei, iar femeia i-a plătit peste 1000 de euro. Cazul este anchetat acum de poliția spaniolă. Elena Cornea locuiește de 12 ani în Urense, Spania. Pe internet se declară creator digital, iar pe TikTok, acolo unde a căzut victimă falsului Brad Pitt, are aproape 12.000 de urmăritori. Într-un interviu oferit publicației spaniole La Región, femeia a povestit cum a ajuns să fie păcălită cu 1300 de euro. Cel despre care ea a crezut că este Brad Pitt ar fi contactat-o în toamna anului trecut, când i-a oferit un așa zis card de membru VIP, cu care să aibă acces la întâlniri cu vedete. Nu l-am blocat, eu l-am dat pasi pentru că s-a provat. Și le zic din mes noiembrie, cuidați cum te jugar mucho conmigo, soy mujer simple. Așa cum se vede și pe contul ei de TikTok, unde într-una dintre postări a pus un stol de inim să se miște jucăuș peste fotografiile lui Brad Pitt, Elena este o mare admiratoare a actorului american. Poate vizitor România în 2000, ia de lecio lo mirar. Que me encanta mucho de seguirlo fue la serie Dallas. Me encantó mucho Troya. Din acest motiv, spune ea, s-a lăsat convinsă să vireze 300 de euro de pe un card și încă 1000 de euro prin transfer bancar către cel care i s-a prezentat amabil drept Brad. El ahora me prometió un regalo. ¿Cómo pasó esta cosa? Se documentó con su permiso de conducir, dice, no, Brad Pitt. Policía dice que es muy grave que pasó, porque es suplantación de identitate, robul, sumas. Acesta a fost momentul în care visul Elenei de a construi o relație cu Brad Pitt s-a spulberat și a mers la poliție. Acolo a povestit și cum a ajuns să cadă în această capcană a iubirii cu Brad Pitt. Cu corazonitos, besitos. Se jugar mucho cu sentimentos la gente, cu emociones, que le ama. Cazul româncei de 62 de ani, rămas acum fără 1300 de euro și dragostea lui Brad Pitt, este investigat de poliția spaniolă. Escrocul care a păcălit-o nu a fost prins. Ar fi cineva din Filipine. Dar, spun polițiștii din Spania, este greu de identificat.